Dar vine prima zi de școală, prima zi de școală. Dacă acum sunt profesor, am zis să redevin elev. Și ce îmi place colega mea de bancă. Temele. Mi-am făcut temele. E prima zi de școală, în prima zi de școală nu păi fac temele. Păi eu sunt colega ta de bancă. Ești colega mea de bancă. Tu ce ai scris? Da. Matinal și popular. Hai să vă scriem. Vă urează un an nou bun, să aveți succes la școală. Matinal și popular, suflă-mi și mie. Să aveți, vă urează. Dar vă să aveți. Urează să aveți. Ce urât scriu. Uite ce frumos scrii, ba da, scrii foarte frumos. Să aveți un an nou școlar extraordinar. Nu din ăla, Dana. Așa. Auzi? La îți curge năsucul? Nu îmi curge încă năsucul. Și da, să nu vină să arătăm unghiile, că ale tale e frumoase. Ale mele nu e frumoase unghiile. Dar sau oare este? Cum e corect? Sunt. N-am uitat. Extraordinar. Unghiuțele la control. Mai ții minte că eram controlați așa? Eram cu controlați la unghiuțe. Cu... Eram... Oare așa mai sunt un profesor și în ziua de astăzi? Nu se mai sunt așa. Elevii? Dar cu siguranță, astăzi la noi, în emisiune, vor veni foarte, foarte mulți artiști. Cu siguranță, sau cred, sper, că toți au trecut pe la școală și vreau să ne povestească cum a fost la școală și au și copii pe la școală. De ce? Și avem și provocări pentru toți artiștii care ne trec pragul. Ce provocare avem? Îmi stă bine cu ochelari? Da, îți stă bine cu ochelari. E, na. Dar mie îmi stă foarte bine cu ochelari. Foarte frumos stă cu ochelari. Îi scoatem pe toți la tablă azi. Scoatem la tablă? Hai să vedem, să facem cu liniuță. Ce artiști avem astăzi la matinal și populari? Hai cu liniuță. Ionela Moruțan. Ionela. Dar pe mine mă încurcă pixul ăsta, e prea greu. Păi te-am rugat să-mi aduci și mie un pix, pentru că mi-am uitat pixul acasă. Și ce mi-ai adus? Nici nu știu, broasca asta. Moruțan. Dar ai văzut că se asortează cu ceasul, că așa fac elevii astăzi la școală. Da, și eu mă asortez cu oja. Noi suntem prea cuminți. Cu oja te asortezi și eu cu ceasul. Ionela Moruțan. Doi. Carmen Șerban. Carmen Șerban. Care vine însoțită de Mihail Tițoiu, saxofonistul ei. Să scriem Mihail Tițoiu. Vine și Vasilica Tătaru, îți spun eu pentru că am văzut-o în culise. Vasilica. De fapt am văzut-o pe coridor și ea n-a intrat la oră când a sunat soneria. Vasilica. Știi cine mai vine astăzi pe la noi? Lorena. Și vezi că se scrie cu 2 de N. L-O-R-E-N-N-A. Lorena. Cine mai vine pe la noi astăzi? Vine prietena noastră, a cărei nume l-am greșit data trecută. L-am greșit data trecută. Livia Sorla, cu S. Cu S. Livia. Să modificăm în catalog acolo. Da. Sorlea. Sorlea de la Spania. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6, deci avem așa, 6 provocări, 6 provocări. N-am mai scris atât de mulți ani. La tablă scriu. Tu scrii? Eu scriu, la care el tablă? Scrie. Mai știi să conjugi verbul a scrie? Cum să nu? Ia. Eu scriu, tu scrii, el, ea, scrie, noi scriem, voi scrieți, ei, ele, scriu. Dar nu știi că acum se spune scriți. Scriți? Scriți! Eu așa am auzit. Eu n-am scriți. Învățat așa la școală. Dar tu știi să conjugi verbul a asculta? Nu ascult niciodată. Eu ascult muzică bună, tu asculti muzică populară, bună. El, ea, ea. Ei, ele. Nu, că adică aia e la plural. Telespectatorii noștri. Ei, ele, telespectatorii noștri, ascultă muzică bună și au parte de invitați pe măsură. Bravo! Vezi? La lectură. La lectură, eu citesc acum... Tu ai făcut compunerea din vacanță? Ce ai făcut în vacanță? Cu asta începeam când... Sau cum se spune acum... Dar tu ce ai făcut în vacanță? Ce ai făcut, fetiță, vacanță? A, asta văzut ce la școală. Hai să gândim. Ce e asta, plastilină? Și ce se face cu plastilină? Ia să vedem. Uite, se rupe. Ah. Ia uite. Ia uite.
Ia uite ce frumos e. Eu vreau să intrăm în recreație. Auzi? Ca să cea mai frumoasă să oră facem... de la școală e recreația, zic eu. Da. E cea mai frumoasă oră, draștele. Pauzele lungi și dese. Cheia marilor succese. Recreație! Dragilor, am revenit la matinal și populari în clasa 1. Noi suntem la școală astăzi și elevul Mihaliț Codruț Dumitrache, împreună cu eleva Lavinia Ionela Furtună, vă vor prezenta această emisiune. Pentru că poezia pe care a trebuit să vă recit, nu vi-o recit, vă recit, am uitat-o. Am zis să-mi aduc ajutoare în această dimineață. Știu și poezie. Cățăluș cu părul creț. Cățeluș, nu cățăluș. Cățeluș. Așa am zis să-mi o doamnă când m-am întâlnit cu ea. Îmi zise, păi... mi-a zis. Aoleo, ce rea e, sunteți, doamna profesoară. Eu, elevul neturmentat, dar trezit dis de dimineață, popular și matinal, vreau să-mi chem ajutoare. Pentru că nu sunt singurul care am fost la școală sau pe care l-ați văzut la școală. Și vreau să stricăm catalogul în această dimineață. Doamna profesoară, strigați. Da, da, se strigă catalogul în această dimineață. Scris... Doamnelor și domnilor, prima la catalog... din această emisiune extraordinară, pentru că a început școala și a început și emisiunea noastră frumoasă matinal și populari. Primele invitate de astăzi, care primele vor fi eleve. Scoase la tablă în această dimineață și puse aici în fața dumneavoastră să performeze, sunt Ionela Moruțan și Livia Sorlea. Bună dimineața! Bună dimineața! Colega mea de bancă, colega mea de bancă 2. Doamna profesoară e mai rea în această dimineață. Miața, miața. Bună dimineața, colegele mele de rea, bancă. Doar că nu văd, pentru că nu am văz. Ochelarii ștergi bine. Eu auzi, am nu o văz. Pată aici. Uite aici am o pată. Ei, mă iertați, doamna profesoară, că nu v-am șters și ochelarii, dar v-am făcut altele. Te-aș putea ajuta cu un șervețel, doamna profesoară. Da, pe următoarea recreație aș prefera să mi se șteargă ochelarii, pentru că altfel nu pot să vă văd bine. Să vă văd. Vedeți că până la urmă spuneți ca bine, doamna. Se mai întâmplează. Se mai întâmplează. Uite, bravo, cum este colega, și Livia de-a noastră. Bună dimineața, doamnelor. Am început școala. La școală? Am început grădinița cu emoții. Cu emoții la cu emoții, română. Emoții, mai ales pentru noi, cu Aiana, anul acesta. Cu emoții mergem la grădiniță și dacă o întreb pe Aiana de ce vrei să mergi la grădiniță, spune că vreau să merg, că vreau să învăț să scriu Aiana. Deci fetița mea are 3 ani jumate și e foarte deșteaptă pentru că e fetița mea. Și pentru că seamănă cu mama ei, care a fost o elevă foarte bună la cea școală. Cea mai bună. Amintiri din copilărie. Nu ne referim la creangă, ne referim la amintirile voastre. Bună dimineața, depinde, Livia frumoase Sorlea. Să fie amintirile sau de toate mai puțin felurile. Frumoase. Livia Sorlea cu S. Bună dimineața, prieteni dragi, bună dimineața. Te-am scris profesoră. Bine în catalog. Am modificat șiul de data mulțumesc. Trecută acolo. Atunci totul este rezolvat. Vă salut și eu cu drag. Și noi am început școala tot cu emoții, pentru că am trecut în clasa 5-a și la un alt nivel și avem o fetiță, un băiețel, o altă etapă. O fetiță. O Bianca, fetiță frumoasă. O Bianca frumoasă. Bună dimineața, Bianca. Bună dimineața tuturor copiilor. Să aveți un an excelent. Bună dimineața, dragi copii, și dacă nu vă place la școală, puteți să veniți să stați cu mine în bancă la Edno TV, la Matinal și Populari. Cui nu-i place școala, cui nu-i place dragostea, ce să mai zică și de școală. Nu-i place nici școala. Nu-i place nici școala. Dragi telespectatori, cântă pentru dumneavoastră prima elevă de la catalogul nostru, Ionela Moruțan.
din ochii lacrimi aș vărsa. Din ochii lacrimi aș vărsa. Sunt lacrimi de fericire, că sunt mamă și-mi stă bine. Și
frumos ce stare, dus-o mamă în lumea mare, dus-o mamă în lumea mare, să duc dor de tăți cei de dragi și de contrivers de faci. De la ei mei și îl iubesc și de graiul românesc și de graiul românesc. Și păharul plin, să nu uiți că ești străin. Nici e plin și nici e ras, să nu uiți de-a tău năcaz, să nu uiți de-a tău năcaz. Mulțumim, draga noastră, Livia Sorlea. Te invităm pe turcoazică. Poate dorești să servești o cafeluță sau un ceai, doamnelor și domnilor. Nu înțeleg deja de ce... Mihalis face lista pentru... Asta să fie cumva lista ta pentru Crăciun? Vrei să, nu este vrei pentru să ți se îndeplinească dorințele astea prima... până la Crăciun? Este prima zi de școală, am nevoie de zacuscă și mă rog, mai îmi cumpăr eu niște sălămior și să-mi fac pentru sandwich-ul de dimineață. Dar de ce n-ai venit cu pachetele la tine? Pentru că n-am venit cu pachetele la mine, dar mă ajută dragii noștri telespectatori și îmi trimit pachetelul. Livia, nu te așeza acolo pentru că și tu trebuie să vii la școală în bancă. Îți cedez locul meu în prima bancă pentru că am înțeles că ai fost o elevă silitoare. Te rog frumos, ia loc în bancă. Pentru că după aia facem cu schimbul. Avem schimbul de dimineață, schimbul mai târziu de dimineață și schimbul de dimineață de la 11. Mai vreau și murături. Murături știi pentru cine vreau, Lavinia? Pentru doamnele și domnii profesori. Așa. Iar la sfârșit vreau niște dulceață sau gem, dacă se poate pe pâine cu unt prăjită. Pentru că așa se mănâncă micul dejun a elevului silitor, așa cum sunt eu. Lavinia, vin lângă tine pentru că urmează să mai vină două eleve care au întârziat și au absență motivată la prima oră. Vino lângă mine, Mihalis, eu zic așa, să nu fim prea duri încă din prima zi de școală, să nu le punem absențe elevelor care au întârziat un picuț la prima zi de curs, poate cine știe, poate că vin și ele de departe, poate că au avut evenimente în weekend, ori fi cântat, este luni de dimineață, doamnelor și domnilor. Cum să cânte în prima zi de școală? A, da, se păi cântă. Au cântat azi noapte. Păi da, asta fac toți elevii, cântă în prima zi de școală, ore... Da. Oha. Dragi telespectatori, intră colegele mele minunate, elevele cu care mă simt mândru să stau în bancă uneori. Uneori stăm în bancă și atunci când plecăm prin turnee, drept pentru care le spun bună dimineața. Și... Următoarele la catalog? Următoarele noastre prietene care vor veni aici la Matinal și Populari? Arată ce mi-arăți. Arată telespectatorilor sunt, ce mi-arăți. Sunt Lorena și Vasilica și... Tătaru. Bună dimineața! Bună
dimineața, Vasilica! Bună dimineața, draga noastră, colegă! Îți mulțumim că ai venit în prima zi de școală, dar nu știu ce se întâmplă cu Lorena, am impresia că vrea să piulească, iar eu am vrut să fiu bună și să nu vă pun absențe, dar cred că o să-i punem absență Lorenei. Lorena, știi ce a făcut? Bună dimineața, bine v-am Bună găsit. Dimineața. Lorena, să știți că vine tot din Moldova, pentru că a avut foarte mult de cântat, sau nu? Sau uite că vine tu! Bate la ușă. Dorește să bate la ușă și spune da. Cioc, cioc, cioc. Așa, și spune. Doamna profesoară, domnul profesor, vă rog să mă scuzați, am fost până la toaletă. În timpul orei. Nu, era în pauză, dar păi în timpul orei ai venit de la toaletă. Hai, te pup. Hai, vă pup. Bine ai dragilor. Venit, Lorena, bună dimineața. Mi se mai întâmpla că mai întârziam la oră și de-abia aștept să povestim de prima zi de școală. Chiulei? Nu chiuleam. Mergeam la piață. Îi făceam, doamnei profesoare, uite ce rău îmi pare. Acum am dau seama ce rău îmi pare că n-am învățat franceză niciodată. N-ai învățat? Păi, je perdu le de ma clarineto. Nu clarineto, dragă, că mă trimitea doamna profesoară. Mă trimitea la piață. Dormez să-i fac cumpărăturile. Să ne le matină. Și ce mă bucuram că scăpam de o oră. Ding dong. Dormevu. Cum era Vasilica Tătaru în copilărie, prima zi la de școală? Era foarte emoționantă pentru că era singura zi în care mă însoțea mama, după care aveam să merg singură cu o cheie la gât, atârnată de un șnur. Generația cheia în gât. Exact. Toți am fost cu ea. Dar toți. Foarte emoționant pentru că, bine, pe atunci erau mai mari strictețe. Dacă acum optăm să avem ghiozdane, nu știu de care, sau pe atunci eram mai modest, să zic, îmbrăcați. Și era emoționant, așa că te întâlneai cu toți, trebuia să stai cu mâinile la spate, să te așteptau cunoștințe. Dar cea mai frumoasă întâlnire era atunci când ne revedeam colegii. Când ne revedeam colegii mai cu seamă. Și ne făceam planul de chiul pe tot anul. Măi, cât am fost mică, nu pot să zic că am chiulit. Drept pe la liceu, mai plecam de la câte o oră. O oră neimportantă. La modul cel mai asumat. Nu, de la română mai puțin. Nu, la educație fizică invocam, eu știu ce dureri de spate. La educație fugeai, la fete nu? Este foarte ușor să invoce ceva la ora de educație fizică, la băieți neam. Adică orice aveai trebuia să fii prezent. Dar sunteți prezente la catalog, sunteți prezente în bancă, drept pentru care dintre voi... Pe cine scoatem noi la tablă? Ne-am pregătit azi. Pe cine scoatem noi la tablă? Pe mine, dintre pe mine. Cele două. Pe Lorena o scoatem că eu. Hai, ziceți. Eu vreau. Eu nu, că ai întârziat la oră. Nu, ai întârziat la oră. Dragi telespectatori, cântă pentru dumneavoastră silitoarea elevă, Vasilica Tătaru! Ce mi se pare că noaptea-i mare și drumul-i lung, mă ții de veie chiar și peste poate și atunci socoate. Inimioară, mi-ai luat cântatul
vorbesc chiar cu mine. De rău de tine, din noapte în zor, afirimă, tu n-ai minte deloc, nu-mi dai tine nici noapte. Inimioară, păi n-a altă cale, și merg acale, pe unde știi, mă vede lumea și mă știe vântul.
plajă cu o tiuba de ziau și sufletul, la 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 la.
bravo, draga noastră. Te invităm aici în Banca Fruntașă. Mulțumesc, avem mai multe bănci la noi în clasă, la clasa matinalilor și popularilor în această dimineață. Dragi telespectatori, avem două eleve silitoare. Două eleve de nota 10. Două premiante. Mă rog, mai vedem. Mai vedem că nota 10 se dă destul de greu. O pisicuță. Noi le dăm și un cățeluș. Domnul profesor, la cât au cântat de frumos aceste două acolo eleve, eu cred că merită laude, nota 10 și s-a trecut deja în catalog. Mi-am amintit de o chestiune foarte importantă. În urmă cu câțiva anișori, când Sergiu, băiețelul meu de 11 ani, a început să meargă la grădiniță, la școală, la un moment dat, la desen, venea acasă cu tot felul de planșe. Și noi, în urmă cu vreo 10 ani, am apucat să ne facem casă. Și îți dai seama, discuții în casă despre casă, copilul nostru, ori de câte ori venea cu câte un desen, venea cu o casă. Și am zis bărbatului meu, soțului meu, am zis, măi, hai să nu mai vorbim în casă de față cu Sergiu de construcție, că numai tot case toată ziua. E, dar poate știi ceva. Și mă gândeam acum să fac și eu o casă, că mi-era mult mai ușor. Să diavolul Dumnezeu. Dar, în schimb, dragi telespectatori, deși au avut de făcut căsuțe și desene frumoase, așa cum fac în acest moment și Lorena și Vasilica Tătaru, ele au jucat X și 0 ca două eleve silitoare. Și eu am câștigat. Ca și noi, am câștigat de două ori. Și nu-i corect. Ba, este nu-i corect. Așadar, Fina a bătut-o pe nașa. Da. M-am lăsat bătută. Nu vă lăsați bătute niciodată. Cred că sunt eu. Vreau să ne spuneți o amintire, după care vă lăsăm să chiuliți, pentru că știm că aveți și alte evenimente. Ne place să chiulim. Și alte cursuri, merge și la alte școli. Da. Dar vreau să ne spuneți o amintire. Cea mai frumoasă amintire din perioada școlii. Primul sărut, prima iubire, primul profesor, primul diriginte, prima, nu știu, orice. Prima notă mică, prima notă nu știu, mare, prima nu notă, depinde ce v-a marcat. Prima notă mică care m-a marcat, aveam teză la română și colega mea de bancă era un picuț mai isteață decât mine. Dar la teza respectivă, de data aia eu am învățat și eu am fost cea isteață. Și ea a copiat de la mine și domn profesor, știind că totdeauna ea avea note mai mari, pe mine m-a depunctat și ea a luat notă mare. Ah, domn profesor, și, domn profesor, cum să faceți așa sunt ceva? Sunt foarte multe amintiri frumoase. Eu îmi rămân așa întipărite în minte zilele când mergeam la școală la mine în sat și în special iarna. Deci mi-a rămas așa și sunetul ăla de zăpadă pe care călcam. Ăla mi-a rămas mie. Și ăla, cât făceai ăla până la școală iarna? Nu făceam mult, 10 minute. Deci nu era cale foarte lungă. Și nu vă băteați cu zăpadă? Ba da. Vai, ce nu zăpadă și bulgăreală. Ne dădeam cu Sania și sunt amintiri care rămân acolo. De multe ori, acum mai povestesc fiicei mele și parcă povestesc un film. De multe ori am impresia că totuși, chiar a fost. Fac parte dintr-o altă generație și pentru ei este o normalitate. Și acces la foarte multe informații. Să ai acces la informații, să se prea joace multă. Altfel față prea decât multe, noi. Totuși, prea multe informații. Dar probabil că nouă ne este mult prea dor de copilărie și pentru noi copilăria este doar aceea pe care am trăit-o. Și nu și o trăim, eu copilăresc și vreau să copilăresc. Nu noi vreau... copilărim aici la matinale și de asemenea, da. Și eu copilăresc alături de copiii trebuie mei. Să copilărim. E normal. Doar adică că, e o piesă, trece vremea noastră, dar eu nu cred în ea neam. Nu trece vremea noastră. Este nără. Este nără că trăiesc, îmi place să iubesc. A ta piesă extraordinară. Dragostea nu îmbătrânește nici omul care iubește. Dragostea îl întinerește. Iubiți, trăiți, ce poate fi mai vreau frumos decât atât. Vreau să ne spună și eu la două cuvinte. O întâmplare așa din timpul școlii. Sunt foarte multe întâmplări. Una razlie, nebunatică. Ideea este că mi-amintesc acum de o teză la tehnologie, unde bineînțeles că eu nu eram pregătită. Așa și că doar ești artistă. Exact, și vreau să copiez și eu de undeva și eu eram destul de mică la înălțime din totdeauna, așa cum mă vedeți și acum. Și stăteam undeva în clasa a doua, în banca a doua sau a treia. Da, a treia stăteam și am luat, bineînțeles, caietul din ghiozdănel și mi l-am pus așa pe picioare. Cât să poți să-l deschizi? Mi-a spus profa Moruțancă. Deci și în acea perioadă mi se spunea Moruțancă și uram, detestam că mi se spune Moruțancă. Acum iubești. Acum îl iubesc, bineînțeles, numele și mulțumesc tatălui meu că mi-a dat acest nume.
Și bineînțeles că nu știam cum să deschid acel caiet, dar nu copiasem. Deci vroiam doar să copiez și mi l-a văzut pe sub băncuță și mi-a spus, pune caietul în bancă. Dar eu nu am, eu foarte degajată, dar eu n-am niciun caiet. Deci nu mă face să mă ridic de la catedră, că viu și-ți dau doi. Eu foarte lejeră, dar puteți veni, dar mi-era și frică să iau caietul, știi, să-l bag înapoi în bancă. Și bineînțeles că m-a dat afară din clasă și mi-a pus un doi. Un mare doi. Un mare cu mine. Tehnologic, un 2 tehnologic, dar artistic de nota 10. Vă mulțumim tare mult că și în noi, prima zi de școală ați ales școala noastră. Ne bucurăm că iată, în această zi am chiulit puțin de acasă, dar vom prinde avionul pe când vor ieși copiii din școala asta să îi întâmpinăm. Da. Așa, nenașă. Și oricum aici sper că ne-am făcut temele bine. Foarte sperăm, bine. Sperăm. Tot timpul aveți temele făcute. Vă mulțumim din suflet că ați trecut pe la noi. Vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit frumos. Venim să vă spunem ce note am primit, cum e la școală și... Doar note de 10 aveți din partea noastră și din partea telespectatorilor noștri. O invităm pe Nănașa să meargă la scenă. Cea care a pierdut la X și 0. Nănașa Sorlea, Livia Sorlea. Când auzi șecheraș bun, zi șechera zâi, stau în loc și ies în drum, zi șechera zâi. Las lucru nelucrat, da, las nelucrat și mă duc la joc în sat, la joc în sat. Ți-i stama de nimic, da, zi, șetier, zi, numai ca să joc un pic, da, zi, mai zi. Lavinia, ce frumos e la noi la școală, ce frumos e la Matinal și Populari, în clasa noastră, cea mai primitoare, cea mai frumoasă clasă. Clasă din care faceți parte și voi, dragii noștri telespectatori. Așa este, Mihalis. Ne bucurăm că astăzi dăm numai note de 10 tuturor prietenilor noștri, pentru că nu sunt elevii noștri. Trebuie Dar să astăzi recunoaștem. Suntem colegi cu toții la școală. Nu știu dacă tu ești profesoară sau elevă, nu știu dacă eu sunt profesor sau elev, dar la școală noi cu toții copilărim. La Matinal și Popular copilărim. Vreau să vă spun așa încet, să nu ne audă în clasă. Sunt două tocilare. Avem două tocilare. Lorena și Vasilica Tătar.
notarul, dar stau în bancă. Dar sunt foarte talentate. Dar sunt extrem de talentate. N-au și uimit. Nu ne-au lăsat să copiem și noi nimic. A făcut Vasilica o vază cu dar flori. Dar ai văzut ce frumos desenează? Da, ce talentată e. Cred că i-a învățat și Lorena pe copii. Și Lorena este foarte talentată. Și Lorena, ambele cu siguranță. Ambele au desenat foarte, foarte frumos. Dar știi frumos. Ce a făcut Lorena? O casă, iese fumul din ea. Eu mă gândeam să chem pompierii, dar după aia am văzut că e doar desen. Da. Dar și mie îmi place să desenez căsuțe așa cu fum. Da? Da, serios. Mie nu-mi place să desenez. Mie îmi place să fac altceva. Boacă-ne! Dragi telespectatori, vrem să ne mai chemăm elevii noștri, colegii noștri de clasă. Vrem să-i chemăm la noi în platou, nu-i așa? Și avem o colegă foarte simpatică, foarte haioasă. A fost și săptămâna trecută pe la noi, are niște unghii foarte frumoase. Dar ea este un om minunat, un om cu suflet mare. Așa că în prima zi de școală o să-i spunem Batistuța și unghiuțele la control, pentru că se strigă catalogul din nou, doamnelor și domnilor, și vine urmează cu elevul, da, meu de bancă. Urmează să intre alături de noi Carmen Șerban și Mihail Tițoiu. Salut, bine ați revenit! Bine ați revenit, bună! Bine v-am găsit! Ce colegi frumoși de bancă avem în această dimineață! Da! Bună ce profesori Carmen. Frumoși avem în această dimineață! Bună dimineața, Carmen! Ești foarte sexy cu ochelarii. Aoleu, aoleu! Păi asta mi-am și propus! Când mă duc la școală să fac furori. De-aia era cât faci, n-am rămas niciodată repetit. Faci și valuri și fulori. Fac furori. Valuri, prefer valuri. Prefer valuri, băile Mării Negre. Îți mai amintești lunea trecută când am început noul sezon, ce de valuri ai făcut? Am făcut de-a valuri, încă mă lupt cu ele. Valuri, valuri fac. Draga noastră Carmen, arăți foarte bine în această dimineață. Mulțumesc. Ca și colega mea, doamna profesor, că eu încă sunt elev. Da. Așa, doamna profesor vrea să fie, să vadă unghiuțele la control. Batistuța și unghiuțele la control, mai țineți voi minte pe vremea noastră? Aha, am mulți ani. Sunt loșii. 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 Sunt loșii. Se acceptă, se acceptă. Bună dimineața, Mihail, colegul nostru. El a tras unghiuțele la ora la control? De sport? Sau doar la ora de sport? El le roade, auzi. Nu. Ce a zis? Ce faci cu unghiile? Eu am un tic nervos cu toate, că sunt nervos, le roade. A, le roadem! Păi asta facem toți la când, școală. Când este ne roadem foame, unghiile, da. Corect! Am uitat asta cu rosunghiilor. Nu ai voie. N-am voie. Nu ai păi voie. Nu știi când la școală te punea să ții mânuța așa? Vă că paletale așa? Nu le vreau, roadele singur. Ia uite, uite ne spune Carmen Șerban. Țineai mânuța așa și îți dădea profesoara cu joarda. Cu joarda? Doamna mea învățătoare, dacă o mai trăi, n-am să salutăm. N-am prins vremurile acelea. Nu ne bătea deloc. Din potrivă, bunica mea îi făcea dulceață și ducea la școală. Ei, și taică-mi le mai zugrăvea câteodată, le mai făcea amenajări interioare. Da, făcea, bunica le făcea dulceață. Da, până în clasa a patra am avut numai 9 și 10. Și s-a dus tata la școală și a și întrebat după de ce am 10. Patra? Aceea se subînțelege. Se subînțelege ce, draga adică noastră? Adică am avut 11, 12, 13. Ai avut o adolescență frumoasă. Excepțională, de altfel, da? Carmen Șerban. Suntem la ora de muzică, da. Așadar eleva Carmen Șerban împreună cu prietenul Mihail Tițoiu. Tițoiu vor da examenul. Din prima acum? Zi de școală, acum. Acum în fața au examen? Publicului. Da, da, da. Da. Și presim, la muzică. Stați așa doamnelor să-mi pun telefonul. Dă-mi mie că ne dă afară 10. doamna profesoară. Eu l-am luat pentru că dacă îmi dați vreo lucrare, să copiez, da, dă-l să mă uit pe internet. Dă-l în bancă. Stai așa. Dragi telespectatori, cântă colegii noștri frumoși, Carmen Șerban și Mihail Tițoiu. Fiecare om are
căci Dumnezeu îți dă mai mult decât poți duce. Fiecare om are crucea lui, n-ai cum să ocolești mâna destinului. Lacrimile mi curg, parcă sunt pe rug. Lacrimile mi curg, parcă sunt pe rug. Mă îmbărbătesc ca să nu clachez. Spun o rugăciune către Dumnezeu să facă o minune cu sufletul meu. Cruce, căci Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Lacrimile mi curg, parcă sunt pe rug. Mă îmbărbătesc ca să nu clachez. Spun o rugăciune către Dumnezeu să facă o minune cu sufletul meu. Lacrimile mi curg, parcă sunt pe rug. Căci Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Fiecare om are crucea lui, n-ai cum să ocolești mâna destinului. Fiecare om are cât e o cruce, căci Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Fiecare om are crucea lui, n-ai cum să ocolești mâna destinului. Omori modelul, n-ai cum să-ți mai atingi selul. Mulți se roagă ca să mor, crezând că stau în calea lor. Ce fac eu îi deranjează și tot ce fac mă copiază. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce sunt eu, pentru tot ce sunt eu. De credeați că am murit, timpul meu iar a venit. M-am aprins ca și o torță și am revenit în forță. Au zis s-a dus timpul ei. Cu minciuni m-au umilit,
curăutate m-au privit. Mi-au zis până și rudele că le fac de râs numele. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce sunt eu, pentru tot ce sunt eu. Ne credeați că am murit, timpul meu iar a venit. M-am aprins ca și o tolță și am revenit în forță. Că lumea mea s-a prăbușit. Mi-am pierdut și dragostea, nu am luptat pentru ea. Mi-am dat seama prea târziu când a ajuns într-un sicriu. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce sunt eu, pentru tot ce sunt eu. Ne credeați că am murit, timpul meu iar a venit. M-am aprins ca și o tolță și am revenit în forță. Cei care mi poartă pică sunt jos și nu se mai ridică. Se uită ca lupii la turmă, prindă din urmă. Când eu am plecat de jos, ei trăiau foarte frumos. Între timp i-am depășit, coșmarul lor am devenit. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce sunt eu, pentru tot ce sunt eu. Ne credeați că am murit, timpul meu iar a venit. M-am aprins ca și o tolță și am revenit în forță. Gazul, tu chibritul, uite așa s-a născut hitul. Vă cântă Carmen Șerban, cutițoiul number one. Și-așa, și-așa. Bravo, eleva Carmen Șerban și elevul Mihail Țițoiu au cântat pentru dumneavoastră, dar noi am revenit aici, în bănci, unde de la rolul de elev, pentru că am fost foarte buni și străluciți, am ajuns și profesori, draga mea Lavinia. Am avut două eleve foarte silitoare, dragi telespectatori. Dacă am avut noroc în viață, ce să facem? Uite, da. Suntem și profesori astăzi. Draga mea Lavinia, ai văzut-o vreodată pe Lorena, mai atât cu minte? Niciodată n-am văzut-o atât de cu minte. Sunteți profesor la o profesoară, nu că ea a predat la școală. Și eu predau în continuare. Hai, bravo. De aici plec direct profesor. La școală. Și eu predau. Noi suntem tot timpul cu minți. Da. Nu știu de ce Lorena, spune domn profesor. Spun că atunci când ți-am dat lucrarea, am crezut că o să-i treci pe toți cărora vrei să le mulțumești pe listă. Când colo, dragi telespectatori, ce face Lorena? Trebuie să arătăm. Suntem în prima zi de școală și trebuie să ne facem temele. Dacă nu ne facem... Ți-ai făcut o nouă rochiță. Da, o schiță pentru viitoarea mea rochiță. Pentru o schiță, viitoarea o schiță pentru o rochiță. Uite, o idee de piesă. Da. Așa. Pentru fetițe. O schiță pentru fetiță. Și aici avem o schiță pentru băiețel. Sau ce da, e aici? Pentru că... E casa visurilor tale? Dintotdeauna mi-am dorit să am o casă. O piscină, o piscină. Da, casa... Mi-o doresc cu etaj. Ca eu să dorm la etaj. De ce tu vrei să și dormi la etaj? Și văd că ți-ai dorit și foarte multe flori în curte. Flori, verdeață. Copaci are. Iarbă, palmier. Cățel. Am și o cușcă de cățel aici. Am și o piscină, după cum vedeți. Și da? Mai am o curiozitate. Vrei să ai și o sobă, cumva? Ca să poată da. Ieși că văd că iese fumul. Păi da, da, da. Teracotă. Șemineu. Sobă de teracotă. Teracotă. Mulțumesc, Carmen. Trebuia să vii aici să copiez de la tine. Dar eu vreau să știu ce caută telefonul pe bancă. Am vrut să copiez. La desen?
Nu la desen, la limba rusă, la limba rusă. Ai stat și la rusă? Da. Ia ce-ai scris acolo. Alfabetul în limba rusă și nu mai îmi aminteam cum să fac B mare de mână. Deci efectiv. Dar aici nu știu. Ce literă e? Ș. Nu e Ș, ăla e J. 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 Ăsta ce e? Ăla e B. 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 Acum zic așa ca să înțeleagă toată lumea. Și ăsta e Ș. Ăla e ț, 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 ț. Haide-o, profesor, mai du-te pe la școală că nu știi nimic. Am făcut rusă pe vremea noastră, se făcea rusă, dragi telespectatori, la școală. B-ul? B-ul? Da, și eu am făcut rusă și nu mai știu nimic. Eu știu o poezie. Hai că nu te învățăm noi. Mai știu cactii biazavut, meneazavut, Carmen Șerban. Bravo, cactii biazavut, meneazavut, Mihalis. Cactii biazavut... Ia, Mihalis, te rog frumos. Menează avut Lorena, ia pișut. Ia pișut. Alfabet. Alfabet ruscaia. Adică pișut înseamnă ruscaia. A scrie. Da. Ruscaia, ia pișut, să a scrie. Să nu înțeleagă telespectatorii altceva. E, nu-i nimic, da. Ești mică, ești în bancă, poți să ai și Pampers. Ai văzut cât de talentată este Vasilica Tătaru? Am văzut. Cât de frumos a desenat să vă și ea. Explic. Asta ea este, explică-ne, te rugăm o vază. Sper că n-ai copiat de la mine, da, colega? Nu cred, eu am că ca eu tematică am în toamna, aici. Pentru că florile mai puțin vor supraviețui și atunci cei mai mulți vor merge la florărie și le vor așeza în veze. Asta este o inimioară pe care o făceam eu pe perioada liceului, vreau să zic. Pentru? Și asta pentru este cine era inimioara? Mă, nu știu, pur și simplu, îmi plăcea mie să desenez inima asta așa cu... emoționată, ca să zic. Săgetată. Oh, da. Și ai făcut și copacul vieții. E, nu știu dacă e al vieții. Ei, copacul și cui noi... vrei tu. Zici și tu că așa era la școală. Înfloream, dragi telespectatori, că aici un e important. Copac, să știi să înflorești. Un copac, o vază cu flori și am mai scris alfabetul românesc, dacă mi-amintesc eu bine. Vai, ce frumoase litere ai făcut. Da, de mână, cele mari și cele mici. Alfabetul românesc. Da. Bravo, Vasilica Tătaru. Eu zic să le aplaudăm pe cele două eleve care au luat câte un 10, doamna profesoară. Le-am pus nota 10 în catalog elevelor noastre. Ambele și aș vrea să sunt vă foarte propun, frumoase. Carmen Șerban, dacă tot vrei să treci la tablă, te invităm aici împreună cu Mihail Tițoiu, în prima bancă, pentru că veți primi și voi astăzi note de la noi. Eu nu vreau să desenez, specială. Că nu-și mă pricep nu, la tema desen. Și-o aleg singuri. Nu trebuie să desenați, trebuie să scrieți, să compuneți, să faceți, nu știu, o compunere la limba și zero, română. Să faceți ce vreți voi. Ce faceți, ce vreți voi, puteți face, caietele sunt deschise. Da, nu, de ce ne-ai dat temă să desenăm, ai zis? Desenați. Desenați pentru... Da, ați mai făcut eu ceva. Eu am vrut să compun. Ați eu făcut o sta... cu plastilina. Cu plastilina, ea eu a fost la educație steluță. Plastică. O steluță frumoasă ai făcut și ai și colorat-o. Sigur că da. Lorena, în momentul ăsta ești scoasă la tablă, cu tot cu microfon. Dragi telespectatori, cântă eleva Lorena! Când mă gândesc la ea, îmi râde lâmpi în tine.
Bravo, eleva Lorena, va cânta, dragi telespectatori, și le-am adus aici în clasa noastră, la Matinal și Populari, unde avem o clasă modernă, cu tehnologie modernă, avem și canapele, avem și bănci, astfel încât elevii să se simtă ca la ei acasă, și pentru microfoane, a da randament. Și microfoane. Și telefoane. Și telefoane. Ce desenam cu Lorena, îi spuneam, chiar ce minunat, da, ar fi fost să ne fi ținut, ne fi fost ținute cursurile și să avem și fundal muzical. Nu ne mai concentram noi la română, la matematică, fizică și așa mai departe, dacă era muzică, Vasilica. Ce profil ați terminat la liceu? Asta v-a inspirat pe voi de a desenat așa frumos. Mulțumim. La liceu. Eu am terminat muzică. Și tu, Lorena? Umanist, bineînțeles. Umanist. Română. Hai să ne amintim un pic despre școală. Astăzi încep elevii școala, dar începem și noi școala noastră matinală și populară. Și vreau să-mi spuneți cel mai haios moment pe care vi-l amintiți din școala generală, grădiniță, liceu, facultate, de unde vreți voi. Eu mi-amintesc din primul an de învățământ când predam, că m-au scos doamnele de serviciu afară. Știți că se scoteau elevii afară din clasă în pauza mare și de pe holurile școlii, de pe coridoare, și m-au scos și pe mine. Afară, 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 domnișoară, hai, aerisirea școlii, aerisirea coridoarelor. Și au venit niște elevi și au zis, doamna profesoară de română. Oh, mă scuzați, nu-i nimic, eram tineric, mă confundam. Câți ani ai predat? Am predat 6 ani. Am predat în același liceu în care am terminat eu, la Ana Ipătescu în Gherla. Bine că am predat și în Dej, că m-am cerut eu. Ai fost dirigintă? Am fost și dirigintă. Ai avut o promoție, da, pe care ai terminat-o? Da, păi am vrut să renunț la mai repede la învățământ, pentru că nu mai puteam să merg în paralel și cu muzica și cu școala, catedra, și n-am putut, pentru că aveam o clasă de a 10-a pe care trebuia să o duc până la bun sfârșit. Să te mai întâlnești cu elevii?
Păi nu m-am prea întâlnit. Așa pe Facebook mai îmi scriu ei. Ce, era Lorena, ce profesoară bună ați fost. Eu nu știu cum eram. Eu zic că eram destul de exigentă, dar trebuie să recunosc că învățam și eu odată cu elevii, pentru că atunci, în acel moment când am pășit eu la catedră, s-au schimbat manualele, erau manuale alternative și la o clasă se preda una, la altă clasă se preda alta, chiar dacă era aceeași materie. Și în fiecare zi mă pregăteam. Bine, până mi-am luat definitivatul, planuri de lecție, tu știi, Mihalis, le știu, cum le fac e, și astăzi. Tu le faci astăzi. Eu mi-am luat definitivatul, am zis că să pot să mă întorc oricând în învățământ, dacă cumva, Doamne așa ferește. Așa este, că dacă îți dai definitivatul, mă lasă, te poți întoarce în învățământ. Da. Dar nu știu dacă aș mai avea răbdare, dar mi-a plăcut și mi-am dorit dintotdeauna să ajung profă de română și cântăreață. Mai presus de profesoară, mi-am dorit să ajung o mare vedetă, o cântăreață. Și uite că Dumnezeu te-a ajutat. Da, e multă și muncă. Și orice vis pe care îl avem în copilărie, eu cred, asta cred, orice vis pe care îl avem în copilărie și credem în el cu adevărat, acum, până la urmă se întâmplă. Da, una mai micuță, am ajuns și eu, dar mai muncim și, bine, eu mă visam atunci Mariah Carey, eram fan Angela Similia. Și visează în continuare. Visez, da, îmi plăcea, eu am început cu muzică dance, după cum voi bine știți, și asta mi-amintesc din primii ani de învățământ. Că m-ați întrebat ce mi-amintesc eu așa Basilica, mai Basilica Tătaru, ce eu stau și mă ce gândesc visa, la ce visa? În copilărie? Care era proiecția ta vis-a-vis de omul matur, Basilica Tătaru? Eu am vrut să dau la vreo 3 facultăți, până la urmă m-am măritat și am dat la una de la care chiar am avut ce să învăț. Școala vieții. Nu, mă gândeam să dau la medicină. Mai pe urmă îmi spunea bunica mea, Dumnezeu să odihnească, și am, vai, mamă, ce gură ai, știi, că tot timpul mi-argumentam și mă, și nu tăceam din gură și spunea, tu ai fi bună de o avocată, știi. Am cochetat și cu gândul ăsta să dau la drept, însă până la urmă m-am măritat după ce am terminat clasa a 12, acum cei mai mulți cunosc. Mi-am adus pe lume 2 copii și mai târziu, odată cu trecerea timpului, mulțumesc. Sunt și frumos și deștept. Am făcut și facultate și am făcut și master și... Dar nu știu să știi dacă sunt un rezultat a ceea ce am visat. Eu cred că sunt un rezultat a ceea ce am făcut potrivit deciziilor pe care le-am luat cu inima, dacă vrei. Nu mi-am dorit să ajung nici profesor, nici doctor, nici măcar cântăreață de muzică populară. Mama mea deja cânta și vedeam cum ajunge obosită de la evenimente și nu mi-am dorit. Am zis să nu fiu constrânsă de împrejurări, să merg... Când erai mică? Știi că orice copil când e mic visează să fiu pompier, să fiu doctor, doctoriță. Nu știu dacă visam. Până să merg la școală... Nu te-ai visat nici măcar actriță, nu te-ai visat într-un rol așa cum visează de fapt toate fetele. Nu, am remarcat în jurul meu tot felul de oameni care mi-au fost dragi, pe care i-am admirat și probabil că într-un fel sau altul, involuntar, am ajuns și eu la rândul meu să fiu admirată, apreciată, plăcută. Dar nu pot să zic că am optat pentru o meserie. Cântecul mi-a devenit meserie dincolo de pasiune. Povestește-mi de prima iubire. Haide, măi. Din liceu sau din școala generală. Uite, pot să vă zic că primul meu prieten a fost la finalul clasei a 8-a. Se înțelege conotația asta. Prieten. Însemnând că mă ținea de mână, ne pupam, mergeam prin parc. Oricum era mare realizare. Ce fain era atunci. Și prima dată când m-a pupat, Justin îl cheamă, acum are copii să-i trăiască, e plecat. Violonist foarte bun. Justine, vezi ce ai pierdut, Justine. Tu și eram în parc și eram atât de emoționat că la un moment dat zice, Vasilica, uite luna, știi, și întorcându-mă așa, atunci m-a pupat ți-a el pe mine. Exact, știi. De fapt. Cât de frumos. Da, frumos, sunt, știi, emoționant. Sunt amintiri foarte acum, frumoase. Da. Sunt amintiri foarte frumoase, care până la urmă își pun amprenta acolo, în personalitatea noastră și rămân acolo undeva în noi, pentru că tot timpul avem momente în care vrem să copilărim. Și ai 2 copii foarte frumoși. Mulțumesc. Azi merg și ei la școală. Astăzi merg și ei la școală. Sunt la fel de emoționați, precum povesteați voi la început de emisiune. Alin deja e mare, a trecut în clasa a 8-a, va avea examenul de capacitate, de susținut. E un an mulțumim. Important. Iar Smaranda a trecut în clasa a 3-a, așa că îi pupă mama și iubește pe amândoi și le dorește să acumuleze cât mai multe cunoștințe care să le fie de folos.
care să le fie de folos. Da. Perfect spus, da, pentru că la școală, dragi telespectatori, în ultimul timp și în ultimii ani, acumulăm și cunoștințe pe care le uităm ne imediat. Ne împovărează oarecum, da, ne împovărează. Școala ar trebui, sistemul ăsta ar trebui hardul. Schimbat un pic. Da, ar trebui făcut așa, pe placul copiilor, pentru că sunt elevi astăzi. Dar să știți că noi facem emisiuni pe placul telespectatorilor noștri. Asta, și cred siguranță. Că asta este cel mai important, că suntem pe placul celor de acasă. Și oamenii ne scriu în continuare pe pagina noastră de Facebook, Matinal și Popular. Vă mulțumim din suflet, dragi prieteni, că ne sunteți alături zi de zi aici la Etno TV, de luni până vineri. Și eu știu, Lorena, că tu mereu vii cu temele făcute, nu numai că astăzi este prima zi de școală, dar tu mereu ai o mulțime de oameni pe care vrei să-i saluți. Da. Și dacă ai cumva o listă, acum este momentul să-i menționezi pe toți. Da, m-ai luat așa pe nepregătite. Pe tema așa asta nu mi-am pregătit-o, doamna profesoară. Astăzi nu ți-ai pregătit-o. Dar dacă, mi-au telefonul, imediat asta îi salut. Asta se numește copiuță. În prima copiuță. Zi de școală. Măi, recunosc că am mai copiat și eu la materiile pe care nu mă interesau, Lorena, știi? Până copiez tu un pic, eu vreau să o văd pe Carmen, care este elevă silitoare, și vreau să vă spun că a desenat Carmen Etno TV Music, a făcut aici, și vreau să ne explici desenul tău. Păi ia, spune ce înțelegi tu. Eu înțeleg că în acel desen este decorul nostru, scena. Platou. Așa, platoul. Și acolo cântă Lorena, pentru că ai scris deasupra. Așa, și aici este... Și acolo este colegul nostru, Liviu, care ne filmează în acest moment. Și aici este, sunt... canapelele și fotoliu. Eu nu mă pricep la, da, vreau și eu să mă văd unde uite sunt. Aici, mai aici, mai da, seamănă perfect cu tine, mai Lorena. Mai desenat frumoasă, cu părul într-o parte, așa, da, stai așa, să... Nu sunt eu pricepută, dar da. Ideea este în sine. Da, vă rog frumos, deci, fiți atenți, și Lorena cu 2 de N, deci știe. Da. Și noi am scris, și noi am scris în caiete, Lorena, cu 2 de N, dragă, cu 2 de N. Nu știu dacă ai scris cu 2 de N, dacă că dacă n-ai scris, scris de 2 de N, te trag de urechi. Nu stai așa, stai, lasă. Și stai că ți-arăt eu acuși. Uite, Lorena N. A, da, cine a scris? Bravo. Aici a scris la Vinia și eu am scris. Uite și la nota 10 acolo, Lorena cu 2 de N. Și în partea asta la altă, v-am pus și 10 în catalog. Ce ai mai fac? Pe partea asta altă am scris motoul meu. Muzica și Dumnezeu. Dumnezeu. Foarte frumos. Nota 10 și pentru Carmen Șerban. Mulțumesc. Dragi telespectatori, în această dimineață, eu vreau să știu ce a scris acolo atât Mihail Tițoiu. El a luat-o de bulă, că l-ai trimis la școală, a făcut, a scris vreo 4 pagini, nu știu ce a făcut aici. Ia să-i dăm și... Dă-i microfonul să ne povestim. Oh, ne-a dus la Pitagora, teorema lui Pitagora. Vă rog frumos, cineva a luat în serios școala și așa trebuie să, să o facă și elevii care în acest moment se duc la deschiderea școlilor. Avem teorema lui Pitagora. Ce ne vorbește la microfon? Are matematică. Matematică. Română. Așa, suma catetelor, nu? La pătrat egal cu ipotenuza la pătrat. Corect, nu? Da. Da. Limba română, modurile personale, indicativ, condiționat, optativ, conjunctiv, imperativ. Oh, imperativ, infinitiv, gelos. Mai rar și mai tare. Bravo! Deci am făcut și gramatică, dragi telespectatori, da. Și dragi oficiali, vă rugăm frumos, băgați gramatica în studiu la toate orele de limba română până la finalul liceului, pentru că cu toții avem nevoie de gramatică. Geografie? Geografie, podișul Moldovei, te-ai dus direct în podișul Moldovei, care este cel mai vechi podiș al României. Da, din Hera Ercinică. Am trecut și la Delta Dunării, foarte bine, Mihail Tițoiu, eu zic că merită nota 10, pentru că pe final a făcut și un desen. Dar și un 9,75, să rămân eu cu 10. Nu, el a stat la toate orele, putem să-i scădem, bine, 25 de sutim, pentru că a făcut un caiet universal. Nu a avut pentru fiecare materie câte un caiet, dar el, hai, e bine, am dat-o bine, da? Bine. Dragi telespectatori, și Carmen Șerban și Mihail Tițoiu au luat nota 10 scrisă în catalogul Matinal și Popular. Draga mea, Lavinia,
tu ce mai afli acolo? Lorena, în ce clasă a avut primul iubit? Oh-oh. Nu știu în ce clasă a avut primul iubit Lorena, dragul meu Mihalis, dar vreau să întrebăm pe Vasilica Tătaru ce proiecte are pentru această toamnă. Pentru această toamnă, ce îmi vine rapid acum în minte, este o participare foarte onorantă, și anume în recitalul festivalului impozant și arhicunoscut Crizantema de Aur de la Târgoviște, în octombrie, și evident celelalte evenimente care au loc în acest sezon până intrăm în postul Crăciunului, că fac niște imprimări și aștept să fie materializate, finalizate cu minunații frații Ștefăneți. Vreau să fac niște videoclipuri pe care să le promovez la voi, să vină și să le cânt în premieră. Te așteptăm! Mulțumesc și... nu mai știu ce alte. Să-mi fie copiii sănătoși, să mă trezesc în fiecare dimineață la 6:45, să fac oale cu mâncare, cu borș, cu felul 2, cu... Vrem să vii și la noi la matinal și popular să ne faci așa o oală cu borș, dacă tot te lauzi cu mâncarea ta bună. Cu tăiței de casă, nu mă laud eu, măcar îmi spune Smaranda și e feedback-ul meu cel mai de încredere, ca să zic. Și îți mai place să gătești? Smaranda. Ce-mi place ce să, place să gătești? Păi ca idee, ciorba este imperios necesară, iar felul 2, nu știu, șnițele, pârjoluțe din piept de pui, ce dorești? Poale în brâu. Nu, de asta nu le făcea bunica. Nu prea fac deserturi. Pachetel la tine nu ai astăzi. N-am pachetel, dar ai zis că faci tu pachetel și eu nu m-am mai luat. Că ai zis tu ieri, înainte, vezi că mâine e prima zi de școală, e duminică, și... ne îmbolnăvim de stomacel dacă nu mâncăm. Lasă, nu mai fi trist, pentru că nouă când ne este foame, ascultăm muzică, doamnelor și domnilor. Dar Lorena nu ne-a spus de iubitul ei din școala generală. Păi... o, școala generală. Păi aveam, în fiecare an aveam alt iubit. Dar la liceu? Gagic, gagic. Nu, primul meu gagic, așa, prieten... ăla avut... care te plimba de mână, ți umfla greznele. Da, la 17 anișori l-am cunoscut pe... pe Feri. Feri... no, Feri, unde no, Feri, drago, no. No, el e căsătorit acum la Gherla, are și el soție, copii. Da, și era fotbalist, nu știu dacă mai joacă fotbal acum, la Olimpia Gherla. Mă duceam la meciurile lui, atunci eram microbistă, eram, puneam pariuri pe Steaua, pe alea, eram cu Steaua. Așa că toți steliștii... Mai ce frumoase sunt amintirile din tinerețea noastră, dar... ce frumoase sunt amintirile din liceu. Foarte frumos. Vreau să-mi scrie toți telespectatorii, toți telespectatorii, prietenii noștri pe Facebook, cu ce echipă țin. Adică cu Steaua, cu Craiova, cu CFR-ul, cu câte echipe. Deci vrei să faci un imn? Da. Vrei să aduni unde se adună cele mai multe voturi? Faci un imn pentru echipa respectivă? Pentru echipă, ca să-mi fac mulți fani acolo. Deci Lorena este în continuare microbistă. Intrați pe Facebook-ul ei și scrieți-i care este echipa dumneavoastră favorită. Noi jucăm la matinal și popular în fiecare dimineață, să știți, de luni până vineri, iar în momentele următoare eu mi-aș dori tare, tare mult să o ascult pe Carmen Șerban. Tu ce zici? Și eu la fel. Eleva Carmen Șerban și elevul Mihail Tițoiu. Prietenii noștri dragi! S-a deschis, s-au risipit și
și Ion. Am venit să petrec bine cu Ion și cu Vasile. Am venit că mi-a fost dor de Vasile și Ion. În Moldova îmi place mie, la 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 la, unde joc și veselie, la 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 la. Joacă moldoveni și re, la 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 la, își rup păpișile, la 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 la.
de bună. Eu știu care pușcă, dar ținta a greșit-o, căci inimii mara mea nu a nimerit-o. Eu știu care pușcă, dar ținta a greșit-o, căci inimii mara mea nu a nimerit-o. Bravo, bravo, dragi telespectatori, cât de frumos este în prima zi de școală la Matinal și Populari. Pe această cale vreau să-mi salut și eu toți colegii de la Liceul Bulgar Hristo Botev, acolo unde sunt profesor, să-mi salut elevii și să le mai urez odată un an școlar extraordinar tuturor colegilor mei profesori. Îi salut și eu pe toți colegii tăi, îi salutăm pe toți profesorii, pentru că și ei ne privesc, îi salutăm pe toți copiii și le mai urăm încă o dată un an excepțional, cu rezultate bune și exact așa cum a spus Vasilica Tătar un picuț mai devreme, să acumuleze cât mai multe informații, cunoștințe care să le fie utile în viață. Draga noastră Carmen. Eu aș vrea să urez celor care ieri au sărbătorit Sfânta Maria la mulți ani, tuturor măriilor, Marin, Marinela și cei ne-am care par... și noi le-am transmis încă de vineri tuturor. Noi le-am transmis încă de vineri tuturor. Și de asemenea le urez finilor mei, că am vreo 16. La cât succes, mai mult. Succes la școală, să învețe. Să învețe ce trebuie și să învețe bine. Și nepoților mei le urez un an școlar de excepție. Doamne ajută așa să fie. Mulțumesc. Carmen, vreau să-mi spui, tu îți mai aduci aminte cum era la școală? Ce fel de elev a fost Carmen Șerban? Pe mine mama m-a dus în prima zi la școală, în clasa 1, și a zis, trebuie să stai aici 4 ore. Și am zis, mamă, eu nu pot stau aici 4 ore, că eu nu sunt obișnuită să stau atât într-un loc. Bine, mamă, și învățătoarea, pentru ca să mă convingă, a zis, stai până sună clopoțelul și pleci. Bineînțeles, când a sunat clopoțelul, mi-am luat găzdanul și m-am dus acasă, direct la poartă la mama. M-am auzut, mama s-a albit. Dar, na, asta a fost prima mea zi de școală în clasă. În rest, am fost un elev bun, nici foarte bun, nici foarte prost. Eram pe medii de 7-8, cam pe aici. Mai aveam și 6, dar eram bunicică. Ți-a plăcut la școală? Nu prea mi-a plăcut la școală. Era o vorbă când eram eu mică, se spunea să ducem untura la școală, slănină, să ungem școală, să vină să mănânce câinii. Așa mai spunem și noi astăzi. Numai că nu am dus slănina și untura, că mie îmi plac jumările, șoricii, untura și am preferat să o țin pentru mine. Mi s-a părut prea prețioasă. Ce amintire ai, cea mai frumoasă amintire a ta din perioada școlii? Păi, acum, în momentul ăsta, n-aș putea să zic că sunt foarte multe momente în care a fost bine. Mi-aduc aminte că prin clasa 8-a încercau niște colegi care fumau să mă inițieze și pe mine să fumez. Pentru ca să nu le pârăsc că ele fumează. Și am tușit vreo 2 săptămâni de la o țigară și după aia am venit și le-am spus, dacă mă mai forțați să fumez, chiar vă torn. Și de atunci m-au lăsat în pace. Și asta a fost tot în legătură cu țigările. Eu nu fumez și nu beau alcool. Tu le-ai de la școală, Carmen? A,
Aveai așa o gașcă de fete, de băieți, de prieteni cu care să vă organizați, să chiuliți? Da, mai chiuleam din când în când și mai mergeam la cinema Capitol sau nu știu cum se numea, în centrul orașului Timișoara, că eu sunt timișoreancă deloc. Și mai, dar nu foarte des, pentru că atunci era, pe vremea lui Ceaușescu, erau patrule pe stradă care dacă te prindeau în uniform aveai cu son, bravo, număr de, de matriculare și te lua și te ducea înapoi la școală sau chemau părinții și era cam... Mai ales în perioadele de practică. Da, da, dar nu prea puteai. În perioada de practică mergeam la Cules. Cucuruz. Sau cum se cheamă? Porumb cucuruz. Cucuruz, așa, bine zici, da? Că la noi așa se zice. Și în rest, în vacanțe, mergeam cu tata la muncă, îmi plăcea să fac bani. Taică-mi lucra, era maestru constructor și mai făceam pe timpul liber zugrăveli, vopsitorii, liniatură din aia în degrade cu multe... Cum se purta? Așa, eu îi țineam borcanul, îi mai țineam aspiratorul, mai dădeam cu șpaclu, mai... îmi făceam bănuții mei și la sfârșitul verii îmi cumpăram pantaloni supraelastici, roșii și negri, ghetuțe de lac roșii și negri și un sfetăruț alb tricotat. Și acum ești tu roșu și da, negru și porți. Acum am casa decorată în roșu, alb, și, alb, negru și cu nuanțe pe aici, pe acolo... Sunt culorile roșu. Tale preferate. Da, de se pare că de mică mi-a plăcut să fiu foarte elegantă, să fiu foarte și taică-mi era așa mai drastic cu noi până când nu ni se dezlipeau pantofii, nu ne cumpărau alții pentru ca să ne învețe să prețuim banii. Fugeam la film, tată, mă lași la film, da, păi e 2 lei filmul, na, iau 1,50 de bani, descurcă-te. Mergeam repede, fugeam, împrumutam de la vecini, de la mama, după aia duceam în cursul săptămânii sticlele, spălam alea de lapte, le duceam, le vindeam, dădeam datoria. Bravo, adică am învățat, Carmen! Am învățat să bravo, Carmen! Bravo, Carmen! Bravo, da. Este da? Un lucru pe care și telespectatorii, mai ales copiii, tinerii, trebuie să-l asculte, pentru că și mie tata, dacă vroiam ceva, sau mama îmi spuneau la muncă, nu l-a întins mâna. Dar niciodată nu-mi dădea suficient pentru ca să mă determine să îmi pun mintea la contribuție, să stai. Și zicea, de la crifilmă, de la 2 la 4, la 2 ieși din casă, la 4 și înapoi. Deci nu spun ce viteză luam noi, eu cu fratele meu și fugeam până la cinema. Plecam cu 3 minute până era reclama așa aia și plecând deja se oprea filmul, nu mai stăteam la generic. Fug acasă, nu că data viitoare nu ne mai lăsa. Da. Da, uite, ne-a prins bine. Sunt un om foarte organizat, sunt un om care îmi respect datoriile și cuvântul, pierd câștig, eu merg până la capăt, nu mă cramponez de situația banului, chiar dacă rămân eu fără, datoria e datorie și onoarea e onoare. La ce vârstă te-ai apucat de cântat? Păi am început să merg la cursurile de canto popular în Timișoara, la Casa Tineretului, cu profesorul Hojda Vasile, nu știu care mai este situația cu domnia sa. Am făcut 2 ani de canto popular, am terminat cu 10 pe linie, eram o fetiță oarecare. Luam bătaie aproape zilnic, dar tata că nu mă lăsa să merg la... Câți ani aveai? 16 ani și cea, cântărețele sunt UV. Așa? Adică femei da, da, adică sunt le plac treabă. Anumite mașini. Da, 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 da. Le plac viteza, da, durația, le place viteza accelerația. Și să schimbe viteza. Da, să schimbe vitezele uneori. Bun, și eu tot... Liniștite că nici pe mine nu m-a susținut nimeni. Da, așa, păi știu. Păi nimeni, și nu... Până la urmă am mers pe acest drum, îmi adunam salarii din ce lucram și făceam câte un album, 3-4 salarii și aduceam muzicanții în garaj la tata și făceam muzica. Atunci nu era ca acum, pe tracuri, trebuia să tragi toți odată, dacă greșea unul, o luai de la cap, și odată am tras o melodie de 11 ori, eram deja obosiți, era ultima piesă din album și când eram așa de fericiți, când ne apropiam de finalul piesei 11 și totul a ieșit bine, începe câinele din curte și latră, ho, 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 Rex. Și dacă nu l-au înjurat toți pe câine, săracul câine, au mai tras odată, da. Amintiri frumoase, dar primul meu album s-a vândut într-un tiraj de 100.000 de exemplare. Asta știu pentru că i-am dat albumul gratis unei case de producții să-l vândă și el a venit după câteva săptămâni să-mi aducă pe vremea aia 25.000 de lei și nu înțelegeam de ce, că eu i-am dat gratis. Și a zis, am vândut cu tine 100.000 de exemplare și m-ar bată Dumnezeu să nu fi venit la tine să-ți aduc. Cât de frumos! Vezi, da, frumos, că frumos, eu da. Cheltuisem. Mai copilărim la vârsta noastră? Mai copilărim. Mie îmi place să mă joc, mie îmi place să cred că sunt un copil iubit al lui Dumnezeu și îmi fac așa mofturile, plăcerile, mă mai dezmierd, mă mai... Pentru că nu contează, de la o anumită vârstă nu mai ne uităm în buletin, ne uităm la buletinul sufletului. Ce ne spune el, bravo, frecvența frumos. Pe care suntem, ăia suntem. Și Lorena,
Anii trec, anii trec, n-avem ce să le facem, nu-i putem ține pe loc, dar noi ne simțim tinere, în primul rând, în interior, sufletelul nostru este foarte tânăr, și apoi și exteriorul, dacă interiorul este tânăr, și exteriorul, automat. Eu știu că ne-ai pregătit un filmuleț în această dimineață. Da, v-am pregătit, mi-am făcut temele. Poți să-mi iau caietul? Nu poți să-ți iei, pentru că suntem la școală. Vreau să-i invit încet, încet. Vrem să o scoatem pe eleva la tablă Vasilica pe Tătaru. După care încet, încet, ca să poți să-ți pregătești lecția. Da. Vreau să-i salut pe toți cei care și-au sărbătorit ziua de nume ieri, pentru că am uitat și eu, noroc cu Carmen, că ne-a amintit la toți, și pe cei din Chioșdu și Letea Nouă de Bacău, unde am cântat ieri. Am înveselit puțin sufletelele celor din Letea Nouă și Chioșdu. Și bineînțeles, sâmbătă în Baia Mare am cântat la Asuaj, la festivalul Cepelor. Am uitat să vă aduc ceapă, dar nu-i nimic, data viitoare. Sunt legături din alea frumoase cu ceapă. Că Lorena pe lângă ceapă mai pune ceva, ceapă, nu știu, o slană, ceva, o pălincă. Eu aș prefera o ceafă la grătar. O ceapă, bine, te invit. Eu știi ce aș prefera? O melodie? Mai bine aș prefera o melodie cu Vasilica Tătaru. Dar știi ce vreau? Vreau să le dedic și celor din Comuna Matca, la care am fost ieri și am petrecut foarte, foarte frumos, dar și tuturor mirilor din weekend, pentru că, draga mea, Lavinia, toți am avut un weekend foarte bogat. La mulți ani, Mării, Mariani și Mărioare, vă cântă eleva Vasilica Tătaru! Mi-am pus busuioc în părmă să pot avea pe vinocoasă, fiu ochioasă, năpădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută cu farmecul tău. Mi-am pus busuioc în sârmă, pe sufletel să-mi șadă el, să mă mângâie și să nu spuie cine-i iubitul și cine îmi este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel. Că zice lumea orice ce poate să spună, că sunt nebună, că e prostie, vrăjitorie. Păi zică lumea orice ce eu tot cred în farmece. Mi-am pus busuioc la poartă ca să-l vrăjesc, păl de-l iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe seară să-mi treacă el pragul. Măi busuioace, măi, nu fi sanchiu, adu-l de vreme și ține-l târziu. Că mi-am pus busuioc în pat, măi, să-i placă lui, iubitul lui, să-i fie bine când e cu mine, să mi-l îmbete ca să-și uite de alte fete. Măi busuioace, tu știi ce vreau eu, ține-mi-l mie, doar mie mereu. Că zică lumea orice ce poate să spună, că sunt nebună, că e prostie, vrăjitorie.
zică lumea ori și ce. Eu tot cred în farmece. Și pe noi, Vasilica Tătaru, cu melodiile tale frumoase. Te așteptăm alături de noi, în prima în bancă, bancă. În bancă. Astăzi, turcoazica noastră s-a transformat în prima bancă și vrem să vedem câteva imagini din vara asta frumoasă și plină de evenimente a Lorenei. Da, câteva imagini, după cum am obișnuit publicul, le arăt de pe unde merg, ce fac eu. Uite, de exemplu, aici am făcut mămăligă în Ceaun, la Jitia, în Vrancea, cu domn primar, cu bucătarii, am cântat, n-am găsit o tigaie, dar am găsit o farfurie și am cântat cu domnul, mi-a pus tochitură în tigaie, în farfurie. Uite, doamna primăriță, cum îi spun eu, soția domnului primar de la Jitia, ne-a servit cu cârnăciori. Aici eram la Hârtiești, în Argeș, cu domnul primar, la Țibana, Iași. După cum știți, am bătut țara în lung și în lat, aici cu surioara mea, puțin așa la mare, dar și la mare am avut concerte. Îl salutăm și pe Ionica Ardeleanu. La Putna am făcut puțină plajă, așa. Uite, mi-am găsit oboșar pe Vali. Da, la Bolotești, la Redi, unde am Țăhătem, Buzău, la Jăgălia, aici eram cu Adriana Ștefan, cu colega noastră, la Jăgălia, la Dofteana, în Bacău, am avut chiar acum de o săptămână un public senzațional. M-am simțit extraordinar la Dofteana. Doamna, câtă lume, câtă nebunie! Da, tot publicul acela mi-a umplut sufletul de bucurie și numai de bine. La Crăcăuan, la Trifești, și îl salutăm pe impresarul de acolo care a organizat frumoasele spectacole, pe domnul Ionel Sandu. La Trifești, din nou, foarte multă, multă lume. După cum vedeți, mie îmi place să fiu foarte aproape de publicul meu, să cânt cu ei. Dacă scena este poziționată la o distanță față de public, eu nu suport să stau acolo la distanță. Pentru că nu am... Da, aici eram cu o prietenă la o nuntă. Da, făceam o baie de mulțime. La Osoi m-am întâlnit la Voinești, la Ruginești, la Săvinești, la Horea, la Ștefan cel Mare, Sărata Monteoru. Imediat o să vedeți imaginile, o să apară și de la Sărata Monteoru. Pe la Vinea n-am întâlnit-o, că a cântat a doua zi. Aici eram la Ruginești cu fetele de la Asia, cu dansatoarele, la Horea, Cozmești Vazlui, mai este și un Cozmești de Iași. Da, s-a întrerupt pe când să vă vedeți și voi. Noi ne vedem în fiecare dimineață la Matinal și Populari. Ei se vedeau la Sărata Monteoru acolo. Cred că n-a ajuns la Cătălin Rusu tot filmulețul. Dar nu-i nimic, îl salutăm pe domn primar de la Sărata Monteoru. Și vrem să-i spunem că ne-am simțit minunat. A fost un public extraordinar. A fost atmosfera. Și îi salutăm pe toți frumoasă. Pe toți românii noștri îi salutăm cu drag. Îi salutăm pe toți telespectatorii noștri, pe toți prietenii noștri. Și le mulțumim pentru colaborare. Mie îmi face plăcere și eu colaborez doar cu oamenii de cuvânt. Cu cei care nu se țin de cuvânt am întrerupt orice legătură. Și singurul număr valabil de telefon este pe Facebook, pe YouTube, pentru că mai sunt unii dintre impresarii noștri care ne dau ocupate tot timpul. Carmen, dragă, tu știi Carmen, asta? Carmen, dragă, ce frumos ai spus tu! Carmen, dragă, unde te găsesc cu oamenii, Carmen, dragă?
Așa cum spuneam, ai ridicat un subiect foarte important, pentru că sunt foarte mulți, așa zis, impresari care își fac via cu prin Moldova, prin Ardeal și așa. Și de dar câte ori mă sună... Dar nu e vina artiștilor, că păi da. Nu e vina nici a mea, pentru că dacă noi nu știm, mi-a spus un primar din județul Neamț, doamna, s-a cerut pentru dumneavoastră 4.000, 6.000 și de unde? Că eu eram undeva la 30% din... preț. Ar trebui și să ne sune și să da. Se intereseze, pentru că noi nu avem prețurile pe care le dau impresarii. În Spania aceeași problemă la vreo 2-3 restaurante în care cineva i-a spus, las că venim noi pe intrare la ușă, Carmen Șerbană ția nu știu cât. Oamenii care vor să știe exact prețul nostru sunt invitați să intre pe Facebook-ul nostru, este numărul real unde eu răspund, nu un impresar. Eu nu am impresari colaboratori pe nicăieri, oricine mă sună ca impresar, îmi spune comisionul, iar contractul fac eu cu primarul sau cu omul, cu nunta sau cu... și ai dau eu mai departe direct. Da, și dau eu mai departe comisionul și celui care a sunat. Și să știe telespectatorii că toți, da. Cel puțin aici, avem numărul de telefon, și Lorena Facebook, și Carmen da. Șerban, da. Găsiți numerele lor da. Pe Facebook Vasilica și contractațiile și direct. Și vreau să mai spun că dacă mai continuă indivizii care sunt vizați, o să-i dau în toată presa. Pentru că am înregistrări. Da, le fac publicitate pentru că am înregistrări cu oamenii, telefonul meu de serviciu este înregistrează și am înregistrări unde oamenii îmi spun: "Doamnă, mi-au spus că sunteți ocupată anul că trecut, acum 2 ani, asta. Acum 3 ani da. Și că oricum aveți niște prețuri exorbitante și au rămas șocați oamenii." Că da. Așadar, ca și de concluzie, dragi da. Prieteni, da. Toți cei care vă doriți să da, îi aveți bine. Pe artiștii noștri, să ne aveți pe noi la evenimentele dumneavoastră, faceți bine și luați legătura direct cu artistul pentru a evita și niște costuri suplimentare. Da, eu costurile cred că suplimentare care sunt foarte mari de altfel. Poate să facă altceva cu bănuții da. Respectivi, da. Care sunt în plus. Dacă îl contactează direct pe artist, va ieși la un preț mult, mult mai bun. Vasilica Tătaru, ai impresar sau... te manageriezi singură? Să știi că se întâmplă să mă sune și astfel de impresari, chiar unul e de la voi din București, mă sună și mă întreabă, Vasilica, ești liberă pe data respectivă, în data respectivă? Și apoi eu îi zic că da. Dar eu am constatat, spre exemplu, că apar pe YouTube cu alte numere de telefon și ceea ce afirmă atât Carmen cât și Lorena este adevărat, că se invocă cel mai curând acest aspect, cum că, domnule, ele sunt ocupate da. În data respectivă, nu se poate. La fel ca și Lorena și Carmen, și eu am o pagină oficială de Facebook, Vasilica Tătaru, este afișat numărul de telefon și atunci deci sunt foarte mulți, impresari, din păcate, care au anumite echipe de artiști și în momentul în care un primar X de la, nu știu ce comună, oraș, spune, uite, o vreau pe Lorena, să zicem, sau îl vreau pe Mihalis. Impresarul da. Respectiv spune, nu se poate, este ocupat, dar eu vă pot, recomanda pe altcineva. Păi fiecare impresar și organizator de spectacole are pachetul lui de artiști. 5 artiști cu care se duce da, peste tot. Numai că a venit un primar și zice, ok, ai fost ocupată un an, 2, 3, 4, păi, și m-a întâlnit la o nuntă, domnișoară, chiar ești ocupată, am vorbit sau nu vrei să vii? Da. Tuturor și zic, nu întâmplat. Sunt ocupată, sunt liberă. Păi cum că am vorbit cu X și mi-a zis că ești ocupată pe data aia? Și întâmplarea a fost că m-a găsit la o nuntă și m-a luat la nuntă, la petrecerea de zilele orașului. Însă nu este frumos, pentru că este loc pentru toți artiștii. Păi, acești oameni frumos, care da. Se consideră impresari, nu sunt impresari, ca fi impresari înseamnă a investi într-un artist și în imaginea lui și a susține artiștii, indiferent dacă sunt ca în echipa ta de ce sau nu. Așa că, dragilor, și comisioanele puteți... sunt foarte mari. Unul mi-a dat un telefon auziți? Și și-a luat 500 eu de euro. Eu v-am făcut două floricele. Da. Una da. Pentru Carmen și una pentru Lorena, ca să nu mă vă mai certați. Și Vasilica Tătaru, i-am făcut o ciupercuță. Și le spunem așa, și domnilor să nu mai fi primari și da, nu suntem supărate, doar să ne sune direct, spunem, da, exact. Carmen, fraților! Și da, pe mine puteți să-l sunați pe Valitache, e singurul impresar. Mă care, pe Valitache. Păi Valitache răspunde, deci numărul de la mine, de pe YouTube, de pe
Facebook, de pe alea, toate rețelele, e al lui Vali Tache. Așa că nu mai îl sunați și mă cereți de nevastă și alte cele. De ce nu? Pentru că nu răspund eu, răspunde Vali. Pe mine, dacă cereți-mă... te cere pe tine, răspunde Vali? Da, pe mine cereți-mă de nevastă. Orfi, pe... Vali, de ce răspunzi când o cer de nevastă pe Lorena? Mihalis, numărul acela este tot aceeași care mă cer și pe mine, că în fiecare zi mă cere câte unul de nevastă. Numărul ăla e pentru spectacole. Pe mine cereți-mă pe Facebook. Păi asta mă chinui să mă ceară și pe mine cineva. Cereți-mă și pe mine. Te sun mai târziu. Cereți-mă și pe mine. Știți de ce vreau să mă cereți pe mine? Pentru că vreau să rog frumos pe Carmen Șerban și pe Mihail Tițoiu să cânte, fraților. Să dăm cu muzică și cu voie bună. Lăsați impresari, lăsați spectacole. Căutați-i, fraților, pe Facebook, facem pe numerele lor. Facem dublă, Carmen. Găsiți-le și publicați o pagină, toți, cu tariful, ca să știe lumea pe cine să ia. Carmen Șerban. Caracterul meu nu se poate discuta, de minți frustrate și neîmplinite. Și ce fac eu cu viața mea? Nu trebuie interes ca să prezinte. În noaptea asta cad cu ușurință. Sunt aici, fiindcă tu m-ai chemat. Suntem doar noi doi, pe margine de pat. O inimă goală-i ușor de corup. Tu vezi la suprafață, dar nu și de desubt. Și poate pare imposibil de atins, dar am venit la tine cu sufletul deschis. Noaptea asta-mi dat cu ușurință. Noaptea asta totu-i cu putință. Inima mea cel greu de atins a fost tot circuit și s-a prins. Oprește-mă la tine și iubește-mă. Shoot me, Carmen.
telespectatori, a cântat Carmen Șerban împreună cu talentatul Mihail Tițoiu. Vă mulțumim, cu talentosul. Talentosul că suntem la școală prima zi. Da, da. Mulțumim frumos, dragilor. Mulțumim și noi de invitație. Mulțumim, Vasilica Tătaru. Imediat vine microfonul. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, pentru că ne urmăriți în fiecare zi și vrem să vă dorim să aveți o săptămână minunată. Deja am început-o așa cum ne place nouă. Draga mea, mulțumim, Vasilica. Mulțumim pentru invitație, mulțumesc Dana Scoică, mulțumesc vouă care tot timpul ne copleșiți cu prezentări frumoase și mă simt la voi ca la mine acasă. Un an nou, așa cum am zis, să fie minunat pentru toți școlarii, pentru liceeni, pentru și pentru cadre didactice, sigur deopotrivă. Și știți, dau microfonul mai departe. Cine se bucură cel mai mult? Pentru cei care vând gogoși pe lângă școală și... Profesorii! Profesorii! Da. Baftă tuturor elevilor care sunt fanii noștri dragi. Le urăm mult succes în nouul an școlar și intrați pe Facebook-ul meu, lorenna.lorenna.oficial. Dați like la pagina, o să organizez un concurs cu premii acolo. Dați like chiar acum, Lorenna. Ce premii dai? Că dau din nou like. Eu ți-am dat odată, păi dar nu mai dau. Păi trebuie să dai like la pagină odată, o singură păi dată. Păi mai dau odată să-mi dai premiu. Și vezi postări. Păi nu, păi stai puțin. Păi stai puțin, dai like la pagină ca să-mi devii prieten. Păi suntem prieteni. Păi noi suntem prieteni. Din moment ce îmi păi devii prieten. Păi îți dau un dislike și pe aia mai dau un like pentru ca să intre în concurs. Da, pentru că nu dislike. Eu vreau să intru în concurs, vreau să știu premiile. A, păi trebuie să faci ce scriu eu acolo. Depinde de care bine, sunt condițiile. Bine, dacă tu nu ne dai premii, nu ne dau sponsori la Vinia. Lorena, îți mulțumim din suflet că ai trecut și tu astăzi pe la noi. Mulțumim sponsorilor noștri din Acord pentru sunet, masaia Decoration Style, IE Tradițional Românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, Cofetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Vă pupăm, vă iubim, să aveți o săptămână extraordinară! Dragi telespectatori, nu uitați! Bunătatea este gratis, chiar și în prima zi de școală și tot anul! Să aveți un an școlar extraordinar, dragii noștri, să luați numai note de 10, ca și noi de altfel, pentru că, nu-i așa, cu toții suntem premianți. Suntem premianți pentru că ne uităm la matinali și populari. Mulțumesc și eu stilistului meu, adică mie. În continuare, pe final... Arăți demențial! Mulțumesc! Pe final arăt demențial, iar pe final cântă eleva Lorena. Lorena! Prezent! Hai să chiuim cu toți, hai
doi pași în dreapta ta și unul la stânga. Hai joacă zârba, hai nu te lăsa. Fă doi pași în dreapta ta și unul la stânga. Hai nu te lăsa, mă! Și-n dreapta ta și-n dreapta ta.